când suferi o operație sau o rană și se aplică un tratament, se pune un pansament și apoi la ceva vreme, așa cum bine știți, pansamentul trebuie schimbat, balsamul mai trebuie aplicat și în timp rana se vindecă și corpul își revine. Și de asemenea, când se aplică tratament spiritual și se aplică pansament spiritual din cuvântul lui Dumnezeu, de când în când e nevoie să se mai dea jos pansamentul, să se înlocuiască cu un pansament nou, să se reaplice balsamul. Și am zis că ar fi potrivit să mai rămânem în psalmi, poate încă un pic, ca să mai fim mângâiați, să mai fim ajutați în felul acesta prin psalmi care sunt un balsam și un pansament pentru sufletul nostru. Suntem în psalmul 103, duminica trecută am fost în psalmul 102. Dacă te-ai uita unul lângă altul, acest doi psalmi, ți se pare că nu se potrivesc unul lângă altul. Și totuși ei nu sunt în mod întâmplător puși la oaltă, ci Duhul lui Dumnezeu a călăuzit felul în care cartea psalmilor este aranjată. Psalmii nu sunt neapărat scriși în ordine cronologică, nu sunt neapărat organizați după autor. De exemplu, psalmul 102 am văzut că are un autor care nu-l cunoaștem, psalmul 103 este atribuit lui David și este destul de evident și din stilul psalmului, structura psalmului, că este un psalm davidic. Dar în providența și în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a călăuzit lucrurile în așa fel încât psalmii să fie aranjați într-o anumită ordine și ordinea lor este potrivită și ordinea lor ne comunică ceva din partea lui Dumnezeu. Și atunci stăm și ne gândim dacă psalmul 102, rețineți, intitulat, nu de mine, ci titlul lui inspirat, Rugăciunea unui nenorocit. Și apoi urmează psalmul 103, care nu are un titlu inspirat, dar am putea, ca să sumarizăm noi un titlu, privind la tema principală, ca și fiind binecuvântă suflete pe Domnul. Ciudat, nu? Ca să pui rugăciunea unui nenorocit, strigătul unui om strivit sub durerile și suferințele lui, lângă un psalm a cărui tematică este imperativul acesta de a-l binecuvânta pe Domnul. Tot psalmul are de a face cu responsabilitatea noastră de a-l binecuvânta pe Domnul și cu motivațiile care le avem pentru a-l binecuvânta pe Domnul. Cum ziceam, ordinea nu este întâmplătoare. Pentru că dacă am văzut unele dintre uneltele care ne ajută ca să trecem prin momentele în care ne simțim nenorociți, prin momentele în care suntem, poate chiar nenorociți de circumstanțele în care suntem, poate unealta cea mai puternică, cea mai eficientă este aceasta, ca să-L binecuvânți pe Domnul. Ca să-ți îndrepți sufletul, nu înspre a te văieta și a-ți plânge starea nenorocirii tale, ci a-ți aminti toate motivele care sufletul tău le are pentru a binecuvânta pe Domnul. Și în această dimineață, psalmistul vrea ca să ne aducă această încurajare, vrea ca să ne aducă acest imperativ pentru noi, această poruncă din partea lui Dumnezeu. Și porunca principală este aceasta: binecuvântă suflete pe Domnul. Orice ar fi, oricare ar fi circumstanțele, oricare ar fi nemulțumirile tale, oricare ar fi durerile tale, suferințele tale, bolile tale, tragediile tale, toate legitime. Am văzut în psalmul 102 că lucrurile acestea sunt legitime. Și a le plânge și a simți aceste dureri este total legitim, este total duhovnicesc ca să resimți lucrurile acestea. Nu trebuie ca să fii, nu trebuie ca să fii un stoic, nu trebuie ca să fii de lemn sau de piatră, ci este permis și este bine ca să simți acele sentimente, dar să le canalizezi, să le îndrepți înspre Dumnezeu și să cauți la El, rezolvarea lor. Dar soluția cea mai bună, ne spune psalmistul, este ca să binecuvântăm pe Domnul. Psalmistul începe și psalmul este, ar putea fi împărțit în trei părți majore,
sau patru părți majore, de fapt. În primul rând avem acest imperativ care ni se dă și ni se dă într-o formă personală. Psalmistul ne spune că el în primul rând trebuie ca să îl laude și să-l binecuvânte pe Domnul. Îndreaptă porunca înspre el. Psalmistul nu se ridică în amvon și spune: ei, voi trebuie să binecuvântați pe Domnul, voi trebuie să lăudați pe Domnul, voi trebuie. Psalmistul începe predica cum ar trebui să înceapă orice predică bună, spunându-ți ție în primul rând: Mihai, tu trebuie să-L binecuvânți pe Domnul. Mihai, tu trebuie să ai o inimă plină de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și apoi poți ca să le spui altora ca să facă lucrul acesta. Imperativul personal ne este dat împreună cu două mari categorii de motivații. Vom vedea că imediat mai încolo psalmistul va veni și ne va arăta două mari categorii de motivații, una dintre ele fiind motivațiile personale care el le are, pentru care ar trebui ca să laude și să binecuvânte pe Domnul, și apoi vor fi motivațiile corporative sau motivațiile care le are poporul lui Dumnezeu ca să laude și să-L binecuvânte pe Domnul. Și în cele din urmă vom vedea că psalmistul va lărgi această chemare, deși ea este deja și din primul verset, când el spune: binecuvântează suflete pe Domnul, noi înțelegem că se aplică și nouă, dar va lărgi această chemare, va lărgi această poruncă și va arăta că ea este o poruncă universală. Toată făptura, toată creația, de la îngeri și până la oameni și tot ceea ce există, trebuie ca să îl binecuvânte pe Domnul. Trebuie ca să îl laude pe Domnul în tot ceea ce face, în tot ceea ce spune. Haideți să privim întâi la imperativul personal, la porunca personală care psalmistul și-o dă lui în primul rând și care trebuie să înțelegem că se aplică și nouă. Binecuvântează sau binecuvântă suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele lui Cel Sfânt. Și trebuie să ne punem întrebarea, înainte ca să sărim în a aplica, a sări în a trăi această realitate, să ne întrebăm ce înseamnă să binecuvânți. Pentru că este foarte posibil ca să vrei ca să împlinești porunca, să începi ca să faci anumite lucruri, dar să nu înțelegi ce înseamnă. Lucrul acesta se întâmplă deseori când ne apucăm să rezolvăm o problemă, dar încă n-am înțeles-o și de obicei facem lucrurile să fie mai haotice, mai grave decât erau la început. Este cum am început ca să construim ceva fără ca să înțelegem ce spune proiectul, ce spune planul. Ce înseamnă să binecuvânți? Dacă am deconstrui acest cuvânt, am înțelege că înseamnă a cuvânta de bine. În sensul cel mai simplu, înseamnă a cuvânta de bine. Ce implică această binecuvântare sau cuvântare de bine? În primul rând, implică felul în care te relaționezi la o persoană. Ca să cuvânți de bine, da, a cuvânta de bine pe cineva, trebuie ca să te relaționezi într-un anumit fel. Altfel spus, ce simți despre acea persoană? Ceea ce cuvânți despre o persoană va trăda ceea ce simți despre acea persoană. Da? Dacă tu vii și spui: eu îl iubesc pe fratele Paul foarte, foarte mult, și după aia spui toate lucrurile rele care le poți ține minte despre fratele Paul, trădezi că de fapt tu nu îl iubești pe fratele Paul. Cum îl iubesc eu pe fratele Paul și nu vă spun nimic rău despre el, da? Dar înainte ca să-l cuvânt de bine, să-l binecuvânt, trebuie ca să simt ceva despre fratele meu, despre persoana respectivă, care dă naștere la o anumită cuvântare. Dacă simți rău spre o persoană, vei cuvânta de rău, da? Vei blestema prin felul în care vorbești către acea persoană sau despre acea persoană. Și dacă simți bine și pozitiv și dragoste spre o persoană sau spre un lucru, îl vei cuvânta de bine și vei binecuvânta prin vorbele care le spui despre acea persoană sau spre acea persoană. Dar nu este doar ceea ce simți, cum ziceam, ci este și felul în care te adresezi despre și unei persoane. Deci, în primul rând, a cuvânta de bine sau a binecuvânta implică ceea ce simți despre o persoană și ceea ce spui despre sau către acea persoană. Dar oare este binecuvântarea doar atât? Ceea ce spunem despre o persoană? Oare ar fi suficient pentru noi dacă Dumnezeu ne-ar binecuvânta doar spunând lucruri despre noi?
Am putea spune că suntem binecuvântați de Dumnezeu dacă El doar ar rosti vorbe frumoase în direcția noastră? Mă, la Dumnezeu ai putea spune, pentru că ceea ce Dumnezeu rostește se împlinește. Dar înțelegeți ideea. Ați putea ca să spuneți că eu am fost o binecuvântare pentru voi dacă doar vă enunț dorințe frumoase? Nu. Așteptați să vă binecuvânt și practic, prin acțiunile mele. Da? Binecuvântarea este, da, ceea ce simțim despre o persoană, ceea ce spui despre acea persoană sau către acea persoană, dar binecuvântarea este și ceea ce facem spre acea persoană sau către acea persoană sau pentru acea persoană. Altfel spus, să sumarizăm, binecuvântarea este ceea ce simți despre, ceea ce spui către o persoană sau despre o persoană și apoi ceea ce faci pentru acea persoană. Fie că faci direct, îi faci lui o favoare sau îi faci lui ceva bun sau faci pentru el. Da? Sunt foarte multe lucruri care le facem, nu neapărat cuiva, dar le facem pentru ei, da? De dragul lor. Da, de dragul lor facem ceva prin acțiunile noastre. Așa că noi trebuie să înțelegem, când suntem chemați de psalmist să binecuvântăm pe Dumnezeu, suntem chemați să avem anumite sentimente, gânduri despre Dumnezeu, suntem chemați ca să-L binecuvântăm prin ceea ce spunem despre El, da, ceea ce izvorăște din inima noastră în urma acestor gânduri, în urma acestor sentimente. Dar trebuie neapărat să înțelegem că dacă avem acele gânduri și acele simțiri și sunt reale către persoana lui Dumnezeu, dacă avem acele vorbe care izvorăsc din acea inimă plină de dragoste pentru Dumnezeu, se va manifesta și într-o binecuvântare practică prin ceea ce facem, prin ceea ce facem din cauza lui Dumnezeu. Da? Noi nu putem să-i dăm ceva. Noi avem impresia asta. Eu am făcut asta pentru Domnul, în sensul că i-am dat un cadou Domnului, că săracul nu mai avea lucruri de care să se bucure. Nu. Noi când facem ceva pentru Domnul, nu este totuna când eu fac ceva pentru tine. Da? Eu vin și îți dau cadou ceva sau te scot la o masă sau ceva de genul și îți dau ceva care poate îți lipsea sau poate nu aveai înainte. Când fac ceva pentru Domnul, eu fac ceva de dragul Lui. Nu-i completez o lipsă în el, dar o fac de dragul lui, da? O fac pentru că îl iubesc. Al doilea rând, trebuie ca să înțelegem ceea ce deja cred că ați înțeles, cine trebuie să-l binecuvinteze pe Domnul. Și psalmistul, în primul rând, se vizează pe el, da? El trebuie. Întotdeauna trebuie să ne vizăm pe noi. Este datoria noastră personală și de asemenea este datoria fiecărui persoane să-L binecuvinte pe Domnul. Fiecare făptură trebuie să-L binecuvinte pe Domnul. De aceea când ne uităm la atitudinea noastră și la starea noastră în închinare și câteodată la cât de greu ne este, cât de greoi suntem în a binecuvânta pe Domnul în rugăciunile noastre și plecăm de la biserică cu un sentiment, mă, parcă ceva, nu știu, ceva scârție în închinare în biserica asta. Parcă ceva nu există dinamismul acela care ar trebui să existe, bucuria aceea. Trebuie să înțelegem că închinarea întâi trebuie să fie personală. Și înainte ca să enunți verdicte și judecăți despre binecuvântarea fraților tăi spre Domnul, despre închinarea lor spre Domnul, trebuie să faci ca și psalmistul să te uiți spre tine. Măi, mi s-au părut sărace rugăciunile de laud în dimineața aceasta. Dar oare dacă mă rugam eu, cât îl lăudam pe Domnul? Oare cât de mult izvorește din inima mea binecuvântare la adresa lui Dumnezeu? Că așa este foarte ușor ca să judeci pe cei care ne-au slujit și ne-au condus în rugăciunile în această dimineață și zici, măi, aia n-a fost foarte wow. Unele biserici rezolvă problema aceasta, felul în care închinarea se petrece, prin a pune profesioniști ca să o facă. E simplu, găsim un grup de oameni care sunt foarte, foarte buni la a face lucrul acesta și îi punem pe ei. Ei să rostească rugăciuni, ei să cânte, ei să facă tot. Și nu contează că dacă ne-am analizat fiecare la nivel personal, la fel de goi am fi și la fel de lipsiți de binecuvântare și de dragoste și de laudă la adresa lui Dumnezeu, important este că aparent există
laudă, aparent există dragoste, aparent există binecuvântare. Întotdeauna trebuie ca să pornești de la tine. Dacă mergi la biserică și ți se pare că biserica este foarte activă în a binecuvânta pe Dumnezeu, în a lăuda pe Dumnezeu, tu tot trebuie să te uiți în primul rând la inima ta. Pentru că nu te va ajuta cu absolut nimic dacă toată lumea este angrenată în a binecuvânta pe Dumnezeu și tu ești lăsat rece. Da? Psalmistul ne atrage atenția. Totdeauna începem de la noi și apoi înțelegem că orice suflet, orice făptură trebuie să binecuvânte pe Dumnezeu. Dar cum sau cu ce trebuie binecuvântat Dumnezeu? Psalmistul ne spune că binecuvântarea este în primul rând ceva care se face prin sufletul nostru. Este o dispoziție a sufletului nostru. Altfel spus, dacă vii la biserică și sufletul tău nu simte dragoste spre Dumnezeu, nu simte recunoștință spre Dumnezeu, dar tu vii și numai reciți poezii. Și zici, Doamne, te binecuvânt pentru că ești așa, pentru că ești așa, pentru că ai făcut aia și tu ești rece. N-ai simțit nimică, sufletul tău nu este afectat în niciun fel de aceste realități, aia nu este laudă, nu este binecuvântare reală la adresa lui Dumnezeu. Sufletul trebuie ca să fie angrenat, să fie captivat de persoana lui Dumnezeu în așa fel încât să-și dorească să verbalizeze ceea ce simte, ceea ce experimentează și apoi să acționeze asupra celor emoții. Dar psalmistul ne spune că nu doar sufletul este implicat, ci tot ce este în mine trebuie să binecuvânte pe Domnul. Binecuvântarea sau lauda la adresa lui Dumnezeu nu este doar o acțiune spirituală sau sufletească. Vin în biserică și am așa o stare de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Și nu știe nimeni și n-aude nimeni și nu și-ar da nimeni seama dacă privește la felul în care îmi trăiesc viața, dar eu în lăuntru meu simt numai sentiment de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. La fel cum nu există îndrăgostiți care să nu-și complimenteze drăguța. Nu există. Și să nu spun la toată lumea, da? Dacă cineva e îndrăgostit, el cu, iubita mea, e cea mai frumoasă, e cea mai deșteaptă. Când o vezi, te întreb, serios? Dar Dumnezeu chiar e cel mai înțelept, cel mai minunat, cel mai glorios, da? Și noi care pretindem că simțim asta despre El, nu spunem nimănui. Nu verbalizăm. Nu arătăm prin acțiunile noastre. Nu arătăm prin felul în care ne trăim viața. Psalmistul spune că tot ceea ce este în mine trebuie să binecuvinteze pe Dumnezeu. Întreaga noastră ființă este implicată în a binecuvânta pe Dumnezeu. Mintea noastră trebuie să fie implicată. Da? Închinare, binecuvântare, laudă, unde mintea nu este activă, nu este validă. Apostolul Pavel ne învață lucrul acesta în 1 Corinteni, când ne spune ceea ce făceau corintenii acolo unde mintea lor rămânea fără rod, nu era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să ne rugăm întotdeauna cu mintea și cu Duhul. Întotdeauna trebuie să cântăm cu mintea noastră, să înțelegem versurile, cuvintele care le spunem și cu Duhul și cu sentimentele noastre. Întotdeauna trebuie ca să predicăm cu mintea noastră, dar și cu Duhul, să ascultăm cu mintea, dar și cu Duhul. Mintea este integrală, este activă în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și asta este adevărat pentru închinarea și binecuvântarea Domnului în cadrul bisericii, dar și în viața de zi cu zi. Și am putea să ne întrebăm, cât gândesc? Unii dintre noi nu gândim foarte mult. Da? Nu este o insultă, este o realitate. Psihologii spun că gândirea omului este împărțită în două tipuri, tipul 1 și tipul 2. Dacă vreți o carte pe subiectul acesta greoaie, vă dau, în care s-a dovedit faptul că cea mai mare parte din viața noastră este trăită pe pilot automat. Pur și simplu nu gândim, nu raționăm, nu analizăm. Da? Mergem pe pilot automat și gândește la viața ta. Mâine dimineață îți vei începe din nou rutina. Pur și simplu, din instinct, te vei trezi, îți vei face cafeaua, îți vei călca cămașa, vei merge la servici, va trece toată ziua și cam tot va fi pe pilot automat. Nu vei sta ca să analizezi lucrurile, nu vei raționa, nu vei gândi profund lucrurile, tot merge pe pilot automat. Da? Și lucrul acesta este adevărat de la lucrurile cele mai banale până la lucrurile cele mai
importante. De multe ori decizii fundamentale în viața noastră sunt luate pe pilot, pe pilot automat. Cât gândești? Despre ce gândești? Sau despre cine gândești? Cântărește-ți gândurile tale din parcursul unei zile și spune-mi câte, sau spune-ți ție, nu spune mie, da? Spune-ți câte dintre ele au de-a face cu Dumnezeu, cu persoana Lui, cu atributele Lui, cu binefacerile Lui față de tine și câte au cu tot felul de lucruri care sunt neimportante până la urmă. Și oricare dintre noi am fi falimentari, inclusiv eu aș fi falimentar la lucrul acesta. Când stau și mă uit și pun în balanță și realizez că lucrurile vieții acestea ocupă o mare parte din gândirea mea, din efortul meu mental și lucrurile spirituale și duhovnicesc ocupă o parte mult prea mică. La ce concluzie ajungi în urma gândirii tale? Da? Când tragi linia, la ce concluzie ajungi? Când te gândești la viața ta, la prioritățile pentru viața ta, la ce e important, la ce concluzie ajungi? Ajungi la concluzii în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu? Ajungi la concluzia că Dumnezeu este cel mai important lucru? Sau ajungi la alte concluzii? Apoi inima ta, emoțiile tale trebuie ca să fie implicate în binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce simți tu despre Dumnezeu? Sau altfel spus, dacă ți-ai cântări emoțiile tale, ce cuprinde cel mai mult emoțiile tale? Ce te încântă cel mai mult? Și ce te apasă cel mai mult? Este foarte simplu să faci experimentul acesta. Ce este cel mai tragic gând la care te-ai putea gândi? Cea mai mare suferință? Cea mai mare lipsă? Pentru cei mai mulți în lumea aceasta ar fi ceva de genul să-mi pierd familia, să-mi pierd serviciu, să-mi pierd averia. Pentru creștin ar fi să-și piardă comuniunea care o are cu Dumnezeu. Creștinul trebuie să poată să vină și sincer să spună dacă mi-aș pierde familia, dacă mi-aș pierde copiii, dacă mi-aș pierde averia, dacă mi-aș pierde prietenii, dacă mi-aș pierde sănătatea și aș rămâne doar cu Dumnezeu. Nu doar că este suficient, este totul pentru mine. Creștinul trebuie ca să zică nu doar așa ca și hiperbolă, da? Ca și Apostolul Pavel, consider toate ca și fiind gunoaie în comparație cu a-L cunoaște pe Hristos, a avea părtășie cu Hristos. Ce mișcă inima ta? Ce mișcă inima ta? Pentru creștin, inima lui este mișcată cel mai mult de Dumnezeu. Apoi nu doar inima ta, dar și trupul tău trebuie să fie implicat. Tot ce este în mine, da, mintea, inima, trupul, resursele mele, tot trebuie ca să glorifice pe Dumnezeu. Tot trebuie să binecuvânte pe Dumnezeu. Cum trăiesc? Ce decizii iau, ce sacrificii fac, ce fac cu trupul meu. Trupul trebuie ca să fie implicat în binecuvântarea lui Dumnezeu. Aspectul material din viața mea spune foarte, foarte mult. Dacă vrei ca să vezi, de exemplu, cât de mult binecuvântă, adică cât de mult iubește cineva pe Dumnezeu, gândește cineva la Dumnezeu, cât de mult inima lui este cuprinsă și cât de mult practic binecuvântă, uite la bugetul cuiva. E foarte ușor să te uiți la declarațiile cuiva, la poeziile spuse, la cântările, la rugăciune. Uite la bugetul cuiva și îți dai seama. E foarte simplu. Cât din bugetul familiei este dedicat pentru Dumnezeu? Da? Nu mă refer doar la biserica locală. Să nu crezi că așa avem probleme cu bugetul bisericii. Nu avem probleme cu bugetul bisericii, slavă Domnului. Da, poate tu ai probleme cu bugetul din punct de vedere duhovnicesc. Când îți faci bugetul familiei, da? E Dumnezeu primul la care te gândești? Sau ultimul? Sau nici măcar nu intră în discuție? E foarte simplu de văzut lucrul acesta. Timpul tău. Cât timp petreci pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, pentru a-L binecuvânta pe Dumnezeu și cât timp petreci pentru a face alte lucruri. Lucrurile acestea merg cumva în lanț. Mintea sau gândirea ta va modela inima ta. Cu cât gândești mai mult despre Dumnezeu, cu cât gândești mai mult, cu cât meditezi zi și noapte din cuvântul lui Dumnezeu, inima ta va fi modelată după gândirea ta. Când inima ta simte ceea ce gândești, experimentează realitățile care le raționezi și evident lucrul acesta se întâmplă prin faptul că Duhul lui Dumnezeu aplică aceste realități, dar le aplică prin gândire. Le aplică prin cuvânt. Când aceste realități care
prin gândire le-ai reacționat și cu care te-ai preocupat, devin reale în inima ta, ele nasc sentimente, ele nasc emoții. Și aceste emoții, până la urmă, care provin din inimă, vor motiva acțiunile tale. Și o să te vezi puși în acțiune. Trupul tău va începe să facă anumite lucruri. De exemplu, dacă ai o problemă cu frecvența la biserică, care unii dintre voi o aveți, problema nu este rezolvabilă doar prin a spune, ok, hai să văd care sunt rezolvările practice. Problema se rezolvă mergând prin toate aceste paliere. Primul rând trebuie ca să raționezi problema. Cum raționezi problema? Păi, primul rând trebuie să dai seama că e o problemă. Cum? Mergi la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Să nu părăsiți adunarea voastră la oaltă cum a unui obicei. Ok, raționezi. Ce înseamnă asta? Că atunci când părăsesc, când desconsider adunarea trupului Hristos, a bisericii la oaltă pentru închinare, încalc porunca lui Dumnezeu. Mai raționează. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îl întristez pe Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu, dacă sunt copilul lui, mă va disciplina. Înseamnă că dacă o fac de foarte mult timp, poate că nu sunt copilul lui Dumnezeu. Inima ta începe și este sensibilizată gândind asupra. Și nu, asta nu e așa un exercițiu. Frate, m-am dus acasă, m-am gândit 5 minute, cum ai zis, nu s-a schimbat nimic. Nu, este un exercițiu continuu. Inima ta începe și devine sensibilă și începi și simți lucrurile acelea și încep și le simți dintr-o perspectivă duhovnicească. Că din perspectiva umană este foarte simplu. E, acum, frate, am lipsit și eu de câteva ori de la studiu, am mai lipsit și duminica, am mai lipsit și o lună că m-am dus în străinătate și așa mai departe. E, frate, acum trebuie să înțelegem. Din perspectiva umană e foarte ușor să găsești justificări și dacă așa gândești, inima ta așa va simți și trupul tău așa va acționa. Du-te din perspectiva lui Dumnezeu și din perspectiva Scripturii. Și începi și gândești din perspectiva Lui. Și inima ta începe și simte din perspectiva Lui. Și când vrei să iei decizia aceea să te desparți de părtășia bisericii, o să vezi că nu poți. O să vezi că nu poți. Nu ești în stare fizic. Te va durea fizic să faci lucrul acela. De ce? Pentru că mintea ta a raționat, inima ta a simțit, iar acum trupul tău, aspectul practic, pune în practică. De aceea, în binecuvântarea noastră, lui Dumnezeu, trebuie să fie implicat tot ceea ce suntem. Dar tot ceea ce este în mine trebuie să binecuvânte pe Dumnezeu. Apoi trebuie ca să realizăm pe cine trebuie să binecuvântăm. Și psalmistul ne spune că în mod primordial trebuie să binecuvântăm pe Domnul. Cea din tâi obligație este să binecuvântăm pe Domnul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să binecuvântăm și pe semenii noștri, nu este exclusă binecuvântarea semenilor noștri, dar înseamnă că este de altă prioritate. Este la un alt nivel. Pe primul nivel, da, pe cel mai înalt nivel, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă stați bine și vă gândiți, semenii noștri sunt cei mai binecuvântați de noi când Domnul este prioritatea noastră. Când dorința noastră de a-L binecuvânta pe Domnul prin tot ceea ce gândim, prin tot ceea ce simțim, prin tot ceea ce facem, este prioritatea noastră, semenii noștri sunt cei mai binecuvântați. Foarte mulți dintre noi îl desconsiderăm pe Domnul și nu-L binecuvântăm pe Domnul pentru că vrem să binecuvântăm pe semenii noștri. Doamne, eu știu că ar trebui să fac o prioritate din închinare, din studiu biblic, din vestirea Evangheliei, din toate lucrurile astea. Doamne, dar eu am o familie. Și eu trebuie să-i binecuvânt. Familia ta este blestemată dacă gândești în acest fel. Este blestemată familia ta dacă gândești în acest fel. Pentru că cel mai mare dar și cea mai mare binecuvântare care o poți da familiei tale nu este să aibă belșug pe masă, nu este să aibă 26 de grade în casă tot timpul, da? Este mai bine ca să mânci o coajă de pâine și să doarmă cu cojocul în spate și să crească copiii tăi știind că Dumnezeu este prioritar. Prioritar. Nu spun să-ți neglijezi familia, pentru că Biblia spune, cine nu are grijă de cei din familia lui este mai rău ca și un păgân. Dar spun ca să raționezi bine, dacă nu cumva, din scuza de a-ți binecuvânta semenii, ignori de a-L binecuvânta pe Dumnezeu. Și de fapt îți blestem semenii, îți blestem familia, îți blestem apropiații, prin felul în care trăiești, prin felul în care gândești, transmiți un mesaj fals despre Dumnezeu.
Un mesaj care spune că Dumnezeu poate să fie și pe locul 2 și pe locul 3, când de fapt realitatea este că El este cel mai important. Este unic în importanță. De aceea binecuvântarea semenilor nu doar că este de o altă prioritate, dar este chiar de o altă natură. Ei sunt binecuvântați prin binecuvântarea noastră a lui Dumnezeu. Este de fapt singurul fel în care putem să-i binecuvântăm cu adevărat. Pentru că degeaba îi binecuvântăm material dacă nu îi binecuvântăm spiritual. Degeaba le dăm o pâine dacă nu le dăm hrană spirituală. Degeaba le dăm un leac pentru boala trupului lor dacă nu le dăm leacul pentru boala sufletului lor. Ca tare trebuie să înțelegem că întâi trebuie să-L binecuvântăm pe Domnul. Și în a-L binecuvânta pe Domnul, în mod indirect, chiar și involuntar, vom binecuvânta și pe semenii noștri. Ce anume trebuie să binecuvântăm despre Domnul? Sau ce ar trebui să ne împingă? Și aici psalmistul ne dă, în partea introductivă, două mari categorii. Și apoi din nou vom vedea că iară împarte toate motivațiile lui în alte două categorii. În primul rând ni se spune că tot ce este în mine să binecuvânteze numele lui cel Sfânt. Numele lui cel Sfânt reprezintă mai mult decât o denumire. Da? Când vorbim despre a binecuvânta numele lui cel Sfânt, nu se referă doar la a binecuvânta pe Dumnezeu, că așa îl cheamă pe El. Și sintagma aceasta reprezintă natura sau caracterul sau slava lui Dumnezeu. Altfel spus, prima categorie de motivații și cea mai mare ar trebui să fie cine este Dumnezeu. Da? Care este natura Lui? Care este caracterul Lui? Primul lucru care ar trebui să ne motiveze ca să-L binecuvântăm este persoana lui Dumnezeu. Trebuie să-L binecuvântăm pentru că El este Dumnezeu, El este etern. El este sfânt. Ce sentiment provoacă în tine realitatea că Dumnezeu este sfânt? Și dacă simți ceva, vrei să faci ceva, să spui ceva despre asta, să acționezi într-un fel, că asta înseamnă să binecuvânți. Păi nu, este așa o chestie. Dumnezeu este sfânt. Atât? Te lasă rece? Ce provoacă în tine realitatea că Dumnezeu este milos? Că Dumnezeu este drept. Că Dumnezeu este veșnic. Persoana lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, caracterul lui, slava lui eternă, trebuie să provoace în noi sentimente în sufletul nostru, simțiri în sufletul nostru, care să ne pună în acțiune să cuvântăm despre El și să trăim într-un anumit fel în conformitate cu acea cuvântare. Apoi, psalmistul ne spune că există și o altă categorie de motivații. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Avem din nou imperativul personal repetat, dar acum cu un nou aspect al binecuvântării noastre și cu o nouă clasă sau o nouă categorie de motivații prezentate. Noul aspect sau nouă valență care ni se aduce în acest imperativ este aceasta, să nu uităm. Să nu uităm. O cât de puțin binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că am uitat. Pur și simplu am uitat. Am uitat de mărăția Sa, am uitat de lucrările Sale minunate, am uitat de bunătatea Lui față de noi. Pur și simplu am uitat. De ce? Pentru că ne-am amintit de alte lucruri. Apostolul Pavel descrie starea blestemată a omenirii și condamnarea sub care se află omenirea prin această realitate, că n-au admis sau nu L-au păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor, în mintea lor. A uita de Dumnezeu este cel mai groaznic păcat. Este cel mai groaznic păcat. A doua motivație, a doua categorie de motivații despre care ni se spune să nu uităm, este ce a făcut Dumnezeu. Nu uita nici una din binefacerile Lui. Cât de repede uităm. Cât de repede uităm vindecarea care ne-a dat-o. Mila care ne-a arătat-o. Rezolvarea problemei irezolvabile. Cât de repede uităm harul mântuirii care L-a revărsat peste noi. Cât de repede, din păcate, o să uităm inclusiv cercetarea care ne duce astăzi prin cuvântul lui Dumnezeu.
poate ține până terminăm sarmalele. Mai povestim, frate, da, așa e, cum am auzit la biserică. S-au terminat sarmalele, a venit prăjitura și începem cu ale noastre. Vinim de seară iară, iară ne amintește Domnul prin cuvântul lui Dumnezeu. Mergem acasă, terminăm ciorbica și după aia încep. A, mâine, serviciu, aia și iar am uitat. Dacă avem harul să venim la biserică miercuri, ne mai amintim și iară uităm până duminică. O, și câte lucruri am avea să ne amintim, câte binefaceri am avea să ne amintim. Faptul că existi, faptul că respiri, faptul că ești aici, faptul că cunoști pe Dumnezeu, faptul că ești mântuit. Lista ar fi infinită de binefaceri care am putea ca să, de care am putea să ne amintim și prin care am putea ca să îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Psalmistul apoi vine și ne arată și este, cred, un model, dar nu este o listă finită, dar ne arată un model prin care noi putem ca să ne amintim. Și enumeră multiple motivații. Prima categorie de motivații care, de care își amintește sunt motivații de binecuvântare personale. Lucruri care îl vizează în primul rând pe el, pentru care el vrea să-l binecuvânte pe Dumnezeu. Și apoi a doua categorie sunt motivațiile corporative sau motivațiile care vizează pe poporul lui Dumnezeu împreună. Și el vrea să-și amintească de ambele ca să fie motivat și să fie împins în procesul acesta de binecuvântare. Haideți să privim câteva din motivațiile personale care le enumeră psalmistul. Prima motivație și probabil cea mai importantă este aceasta. El îți iartă toate fără de legile tale. Cea mai mare binefacere a lui Dumnezeu este că îți iartă fără de legea, îți iartă păcatul. Cea mai mare. Această bucurie, dacă n-ar mai fi nicio altă bucurie, dacă n-ar mai fi nicio bucurie materială, nicio binefacere materială, nicio binefacere de sănătate, nimic. Dacă n-ai avea binecuvântarea familiei, copiilor, nimic altceva, doar aceasta. Ar trebui să fie o bucurie infinită pentru sufletul tău. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți la volan, mergeți liniștit, cu 20-30 de kilometri peste limita de viteză, că așa e rezonabil, da? Și te îndrepți treaba ta și dintr-o dată auzi sau vezi girofarul în spatele tău. Și parcă, deși până la urmă ce se poate întâmpla, da? Că nu o să te lege pentru 30 de kilometri. Dar parcă îți stă inima așa și vine o groază. Puai! De ce? Pentru că știi că vine amenda, pedeapsa. Da? Pentru ce? Pentru că ai încălcat legea. Și toată bucuria ta că te îndreptai spre mall sau spre vacanță sau unde te duceai, da? Dispare când vezi luminile în spatele tău. Și vine polițistul, dai jos geamul, bună seara sau bună ziua, agent, cum îl cheamă asta, dacă e politicos și face meseria. Dom'le, știți ce viteză aveați? Păi, acum să vezi, dom'le, aveați 90 la oră, e localitate, 50. Da, păi domnule, și v-ați spus vreodată să vă ierte? Să zică, uite, conduceți mai atent, de data asta vă iert. Mie mi s-a întâmplat. Rețineți tranziția aia de la groaza care v-a luat când ați văzut girofarurile în spate și ați știut ce urmează, la bucuria aia. Parcă dacă îți dădea el 100 de lei, nu-ți cerea pentru amendă, nu-ți producea atâta bucurie cât pentru faptul că ai fost iertat. Noi toți ne aflăm sub condamnarea lui Dumnezeu, care merită pedeapsa, amenda veșnică a sufletelor noastre pentru că am încălcat legea Lui. Noi toți, toată omenirea se află în această stare. Și te-a oprit Dumnezeu din drumul tău spre iad, nu să-ți dea amenda, nu să pună cătușele, ci să-ți dea vestea bună că există iertare în Domnul Iisus Hristos. Și te-ai bucurat în ziua botezului și ai dat o masă și ai fost foarte activ la biserică și ai cântat în cor și ai colindat în lung și în larg pentru un an de zile, nu? Și după aia ai și am uitat. Am uitat. Și întrebăm, Doamne, am înțeles, m-ai mântuit, dar
Și deja o replică faimoasă într-un film. Dar ce ai făcut pentru mine recent? Aia a fost atunci. Am înțeles, Doamne, dar recent. Uite, eu am probleme acum. Cea mai mare motivație personală care o avem este că El ne iartă toate. Toate. Toate fără de legile. Că nimic din amenda, nimic din pedeapsa care ni se cuvine nu se aplică nouă. Nu va fi purgatoriu, nu va fi o plată parțială, nu va fi nimic. Nimic din ce meritam nu se aplică nouă. Suntem liberi să mergem acum pe drumul nostru, dar nu spre iad, spre cer. Și lucrul acesta, ne spune psalmistul, ar trebui să ne provoace un sentiment de bucurie și de recunoștință în așa fel încât să-L binecuvântăm, binecuvântăm pe Domnul. Dacă n-ai beneficiat de această binefacere a iertării păcatelor, va fi imposibil să-L binecuvânți cu adevărat pe Dumnezeu, pentru că încă te afli sub condamnarea lui Dumnezeu. Încă nu ești în relația corectă cu Dumnezeu. Încă inima ta nu poate sta curată înaintea lui Dumnezeu. Încă nu este umplută de dragostea lui Dumnezeu. Dar vestea bună în această dimineață este că există iertare. Este că există iertare pentru încălcarea legii. Cea de-a doua motivație este aceasta. Psalmistul spune că El îți vindecă toate bolile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Nu există boală vindecată fără Dumnezeu. Nu există. Ne-am uitat lucrul acesta astăzi. Pentru că suntem oameni moderni și chiar și în România, unde, din păcate, medicina nu este la nivelul la care ar trebui să fie, nu pentru că nu sunt oameni competenți, dar nu este, chiar și în România am uitat lucrul acesta. Cel mai important lucru când ajungi la spital e cine-i de gardă. Nu zic că e bine să fii un medic competent, dar nu e așa? Dacă îți naște soția, cel mai important lucru e să o surpă sora Cristina, soră, cine-i? Știi că ăla nu e chiar așa de competent. A, dacă ar fi ăla alt, uite, eu am auzit că poate să fie cel mai doctor, docent, extraordinar medic care n-a ratat vreodată o operație în viața lui dacă Dumnezeu nu vrea să-ți dea vindecare, mor pe masă. Înțelegeți? Și El te-a vindecat de bolile tale. Altfel n-ați fi aici, nu m-ați putea asculta. S-a mai îndurat încă o zi. Dacă ești astăzi în viață și nu ai murit și erau un milion de oportunități să mori până acum, este pentru că Dumnezeu te-a ținut în viață. Dar această veste nu este doar o realitate actuală, ci este și o promisiune. Pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu, noi știm că vine o zi în care nu va mai fi nicio boală. Noi știm că promisiunea vindecării nu este total împlinită acum, dar vine o zi în care va fi total împlinită. Și privim în acea perspectivă. Și trecem chiar și prin suferințe în acea perspectivă. Privim bolile, moartea chiar, ca și o ușă prin care trecem înspre vindecare, înspre viață, înspre veșnicie. 3. El îți izbăvește viața din groapă. Din nou avem un aspect actual și un aspect viitor. Fiecare dintre noi am putea să ne amintim un necaz în care ai crezut că nu mai este scăpare. Poate chiar un necaz în care viața ta era amenințată. Și uite că Dumnezeu s-a îndurat și ți-a izbăvit viața din groapă. Dar există și o perspectivă viitoare. Toți înțelegem că există o groapă înspre care toți ne îndreptăm, groapa morții. Inevitabil. Oricât ai lungi-o, orice suplimente ai lua, orice medicamente, orice proceduri, e inevitabil. Dar pentru cei ce sunt în Domnul, spune Scriptura, nu trebuie să ne temem de moarte. Pentru că El, pentru că Hristos ne-a izbăvit de sub puterea morții. Pentru că El a murit și a înviat, ca să ne arate că dacă ne punem credința în El, așa cum El a murit pentru noi și apoi a înviat, așa El ne va învia la viață cu El.
4. Am să încerc să fiu mai rapid. 4. El te încununează cu bunătate și îndurare. Cununa sau coroana credinciosului. Bunătate și îndurare. A cui? A ta? Asta vrea să spună psalmistul, că ar trebui ca să te uiți la tine și să vezi cât de bun și cât de plin de îndurare ești tu? Nu! Psalmistul vrea să spună că coroana ta, lucrul cel mai de preț, identitatea ta este bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, care se reazmă peste tine, care se coboară peste tine. Să-ți amintești de bunătatea lui, să-ți amintești de îndurarea lui în fiecare zi a vieții tale. 5. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Din nou avem un aspect prezent și un aspect viitor. Evident că realitatea că te face să întinerești iarăși ca vulturul poate fi luată metaforic, în sensul că vei fi plin de vlagă în bătrânețea ta, sau poate fi luat escatologic, în sensul că vine o zi în care chiar dacă ai muri la 90 de ani, vei fi tânăr și frumos în trup glorificat. Bătrânețea credinciosului este un paradox. Nu știu dacă ați stat cu foarte mulți oameni bătrâni, chiar spre moarte. Eu n-am avut șansă să stau cu foarte mulți, cu puțini, dar a fost suficient să văd acest paradox. Bătrânul pierde foarte multe dintre motivele care ar trebui să fie, pentru care ar trebui să fie mulțumitor. Nu mai are tinerețe, nu mai are energie, nu mai are sănătate. Și totuși, bătrânul credincios este mult mai mulțumitor, mult mai fericit și mult mai mult binecuvântă pe Domnul decât tânărul credincios, să nu mai vorbim de cel necredincios. Cum se poate explica această realitate? Pierde toate lucrurile acestea, îl așteaptă moartea, te-ai aștepta să mergi la el și să zică: acum frate, ce să-ți spun, viața e grea. Și el e vesel. Și el te încurajează pe tine. Și el binecuvântă pe Domnul. Și el mulțumește Domnului. Și toate lucrurile acestea care tu le ai astăzi și nu te motivează să-l binecuvântezi pe Domnul, el nu mai le are și totuși el binecuvântă și el mulțumește și el laudă. Cum se poate explica această realitate? Se poate explica pentru că există o bunătate mai bună și o dulceață mai dulce decât dulceața tinereții. Există o bucurie mai mare decât sănătate și avere și prieteni. Bătrânul credincios nu ajunge să fie sătul de viață, adică acrit. Nu mai contează nimic. Ci ajunge să fie saturat de Dumnezeu. Să realizeze că tot ceea ce contează și tot ceea ce îi produce bucurie cu adevărat este Dumnezeu. Și că aceasta nu-i poate lua nimeni. Nici bătrânețea, nici boala, nici măcar moartea. Ba mai mult, moartea îl va aduce în prezența lui Dumnezeu. Așa că el mulțumește, el binecuvântă, el laudă. Pentru că apoi va întineri ca un vultur și va trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu. Și am putea continua noi lista și poate ar fi un exercițiu benefic să mergeți acasă și ca și subiect de discuție, în loc să discutăm despre politică și despre gafele care le-au făcut ai noștri în Parlamentul European și despre faptul că s-a depreciat leu față de euro și așa mai departe, am putea să enumerăm motivele personale de mulțumire, de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu. Și am putea de asemenea să enumerăm motivele corporative, motivele care vizează poporul lui Dumnezeu. Din nou avem, cred că, și prin felul acesta de gândire, un moment de verificare în viețile noastre. Pentru psalmist, harul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu sunt motive de înviorare. Pentru tine sunt? Pentru mine sunt? Dacă ți-aș spune, de exemplu, acum că undeva într-o biserică, nu știu, în Iași, în Arad, în Oradea, Dumnezeu face o mare lucrare
Și mulți oameni vin la mântuire. Ar trăsălta inima ta de bucurie pentru lucrul acesta? Să-i spune, da, frate, eu am problemele mele. Și noi în biserică avem problemele noastre. Pentru psalmist, privind la felul în care Dumnezeu și-a arătat bunătatea pentru poporul lui Dumnezeu, chiar dacă el personal poate n-a fost vizat, poate el în mod imediat n-a fost beneficiarul, este un motiv de binecuvântare. De binecuvântare. Pentru că el simte cu copiii lui Dumnezeu. Pentru că el se vede ca și făcând parte din poporul lui Dumnezeu. Câteva motivații, foarte rapid, câteva motivații. În primul rând, motivația faptului că Dumnezeu va face dreptate. Versetul 6. Domnul face dreptate și judecă tuturor celor și judecată tuturor celor asupriți. De ce este aceasta o motivație de a glorifica pe Dumnezeu, de a binecuvânta pe Dumnezeu? Pentru că în adâncul nostru toți vrem să se facă dreptate. Pentru că dacă dreptatea nu s-ar face, viața n-ar mai avea niciun scop. Nicio noimă, n-ar mai fi nicio rânduială. Dreptatea glorifică pe Dumnezeu. Glorificarea lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, este scopul existenței noastre. Viața are scop, da? Asta caută, mai ales tineretul în ziua de astăzi, o viață cu scop. Să simtă că trăiește cu un scop. Pentru că viața pare prea aleatorie, prea fără sens. Și ei caută un scop. Scopul vieții este glorificarea lui Dumnezeu. Și întrebarea este cum glorifică pe Dumnezeu asuprirea. Cum glorifică pe Dumnezeu nedreptatea? Cum glorifică pe Dumnezeu crimele? Pe ele nu glorifică pe Dumnezeu. Deci să înțeleg că tot ceea ce s-a întâmplat negativ, toate crimele, toate măcelurile, tot ceea ce s-a întâmplat a fost doar un nonsens? Toată suferința din viața ta a fost fără sens? Psalmistul spune nu. Pentru că toate acestea care fac parte din planul lui Dumnezeu, într-o zi vor fi judecate. Într-o zi Dumnezeu va face dreptate. Și vei realiza că viața are un scop și are un sens și are o logică. Și că inclusiv atunci când tu ai fost asuprit și atunci când s-a făcut ție nedreptate, a fost un scop. A fost milioane de scopuri, printre care acesta, ca Dumnezeu într-o zi să facă dreptate și să-și arate judecata față de toți cei asupriți. Acum, dacă asta este o veste bună pe de-o parte, poate este și o veste rea. Pentru că dacă ești sincer, n-ai făcut doar dreptate. N-ai fost doar asuprit, dar ai și asuprit. N-ai fost doar mințit, dar ai și mințit. Nu s-a spus doar bârfă despre tine, dar ai și bârfit. N-ai fost doar furat, dar ai și furat, înțelegi? Și când se trage linia și se face dreptate, vei avea nevoie de o scăpare. Vei avea nevoie de o soluție. Al doilea rând, motivația revelației lui Dumnezeu. Psalmistul spune, el și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Dumnezeu nu era obligat să se reveleze față de noi. Dumnezeu nu era obligat să ne vorbească. Dumnezeu nu era obligat să intre din nou într-o relație cu noi. Simplu fapt că poți deschide cuvântul lui Dumnezeu și el îți vorbește prin intermediul cuvântului său este un motiv de binecuvântare. Simplu fapt că el s-a revelat într-un mod extraordinar, ba mai mult s-a revelat în așa fel, prin persoana fiului său, încât prin jertfa lui putem intra din nou în acea comuniune care am pierdut-o. Revelația este un motiv deosebit de binecuvântarea lui Dumnezeu și în același timp, îmi pare rău să spun, dar este total ignorată de cei mai mulți creștini. Biblia, Evanghelia o consideră cel mai mult ceva care ai nevoie până ai deveni mântuit. După aia așa câte un pic. Te mai duci la biserică câte un pic. Este o binecuvântare extraordinară faptul că Dumnezeu a ales să se reveleze față de noi. 3. Faptul că Dumnezeu a fost și este îndurător și milostiv și îndelung răbdător și bogat în bunătate cu poporul său. Gândiți-vă doar la istoria lungă a poporului Israel.
care o avem cuprinsă în Vechiul Testament. De câte ori au rătăcit departe de fața lui Dumnezeu. Și de câte ori, din nou și din nou și din nou, i-a restaurat. Gândiți-vă la faptul că și acum se află în rătăcire. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne promite că vine o zi în care Dumnezeu își va îndrepta din nou atenția spre poporul Israel și îi va mântui. Gândiți-vă la biserica Domnului Iisus Hristos. Biserica care trebuie să fie ascultătoare. Biserica care trebuie ca să fie supusă lui Hristos. Puteți lua istoria bisericii dacă vreți, dar luați doar istoria dumneavoastră în biserică. Este suficient. Și gândiți-vă la stările nepotrivite a bisericii noastre și a bisericii în care ați fost înainte. Gândiți-vă la păcatele, gândiți-vă câtă răbdare a avut Dumnezeu. Câtă bogăție de har față de biserica sa. 4. El nu se ceartă fără încetare, spune psalmistul, și nu ține mânie pe vecie. Mă trebuie să înțelegeți că versetul, așa cum ziceam, este referitor la copiii lui Dumnezeu, la poporul său. Da, Dumnezeu își disciplinează copiii. Dacă câteodată simțim nuiaua lui Dumnezeu pe spinarea noastră, dar aceasta nu este starea permanentă. Dumnezeu face aceasta să ne aducă din nou împărtășie cu El. Dar Scriptura ne învață că pentru cei care nu se tem de El, mânia Lui este veșnică. Pentru că dreptatea Lui este veșnică. Pentru că ceea ce așteaptă pe omul care nu se teme de Dumnezeu este judecata și apoi iazul de foc. Ca tare să nu cumva să pleci de aici să zici, Dumnezeu este îndelung răbdător, Dumnezeu nu mă va judeca pentru veșnicie, Dumnezeu este prea bun să facă lucrul acesta, dar este bun. Dar este dreptate, este sfințenie. Și în dimineața aceasta bunătatea Lui se revarsă față de tine prin faptul că te cheamă să te împaci cu El prin jertfa Domnului Iisus Hristos. 5. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cine? Pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legea noastră de la noi. Dumnezeu care este dreptate, acționează față de cei care se tem de El în dragoste. Și ce face El? Depărtează de la ei fără de legile lor. Cum face lucrul acesta? Prin Evanghelie, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Evanghelia ne spune că Hristos, care a fost perfect și desăvârșit, a primit mânia dreaptă a lui Dumnezeu în locul celor credincioși. Iar noi, în loc să primim dreptatea lui Dumnezeu, în loc să primim mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, primim dragostea nemeritată a lui Dumnezeu. Și această realitate este aplicată în viața noastră prin credință, în această jertfă ca și substitut, și prin pocăință, printr-o părăsire a vieții noastre, a păcatelor noastre, a valorilor noastre și o îndreptare înspre Dumnezeu, o îndreptare înspre Hristos. 6. Cum se îndură un tată de copiii lui, spune psalmistul, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Se ocupă Dumnezeu de nevoile copiilor lui. Se ocupă de nevoile materiale, se ocupă de nevoile emoționale, se ocupă de nevoile spirituale. Dacă noi, care suntem răi, știm să ne ocupăm de copiii noștri, știm să le dăm hrană, haine, știm să îi îmbrățișăm, să le spunem că îi iubim, știm să ne ocupăm de sufletele lor, deși nu ne ocupăm cât ar trebui, cu atât mai mult Dumnezeu, care este bun, știe să se ocupe de nevoile noastre. Și de cele materiale, și de cele emoționale, și de cele spirituale. Și El știe cum să lucreze în viața noastră, prin binecuvântare, prin încercare, prin necaz, prin disciplină, prin încurajare, încât să ne crească din ce în ce mai mult după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. 7. Spune psalmistul, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul
omul zilei, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp și când trece un vânt peste ea nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu se mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Dumnezeu cunoaște că suntem slabi. Dumnezeu nu ne-a iubit pentru că suntem tari și perfecți și puternici. Și ne-a iubit în ciuda imperfecțiunii noastre, în ciuda păcatului nostru, în ciuda slăbiciunilor noastre. Și vestea bună și o motivație pentru binecuvântarea lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu își schimbă dragostea atunci când cădem. Dumnezeu nu își retractează decizia atunci când călcăm strâmb. Pentru că bunătatea Domnului ține în veci. Ba mai mult, spune Domnul că nu doar noi suntem binecuvântați, dar și copiii copiilor noștri sunt binecuvântați prin relația aceasta care o avem cu Dumnezeu. 8 și ultima motivație pentru poporul lui Dumnezeu. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este împărat, Dumnezeu este rege și orice ne-ar părea nouă astăzi că este scăpat de sub control, trebuie să știm că El șade pe scaunul de domnie. Că El își va pune toți dușmanii la picioarele Lui. Că El controlează istoria așa cum crede El că se cuvine. Și că noi nu avem niciun motiv de frică, de incertitudine, ci trebuie ca să-L glorificăm pe Dumnezeu, pentru că El șade pe scaune de domnie și stăpânește peste tot. Psalmistul încheie și așa vreau să închei și eu, lărgind porunca dată, lărgind imperativul sau cel puțin explicând aspectul acesta universal de a binecuvânta pe Domnul. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Altfel spus, orice făptură să laude și să binecuvinte pe Domnul. Și psalmistul încheie într-un mod foarte potrivit, care ar trebui să fie un ultim gând, cred că și pentru noi. Binecuvântează suflete pe Domnul, punând din nou atenția pe El. Fiecare dintre noi ar trebui să plece de aici și să binecuvânte în continuare pe Domnul. Să ne amintim din nou și din nou cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Să ne amintim din nou și din nou binefacerile Lui față de noi personal și bunătatea Lui față de poporul lui Dumnezeu. Și să-L binecuvântăm în primul rând noi și apoi să chemăm pe frații noștri și pe toți cei dragi ai noștri să-L binecuvânte pe Domnul împreună cu noi. Amin. Amin.